Gata, bună seara, vă rog încă o dată aplauze pentru Nelu Cortea, care a fost aici pentru voi. Pe o sumă foarte mică. God bless the beer! Bă, îmi place țara asta de mor, jur, deci fucking shit. Am fost ieri în Birmingham, ochii mei par limpezi. Deci eu față de ei eram nou născut, deci eu de-abia atunci a venit pe planetă. Doamne, cât beau! Și ele! Englezoaicele, de zici că-s din Star Trek, să-mi bat picioarele pe tocurile alea, așa. Do you fancy a fuck? Cu toate, cu burțile goale, că ele se cred fit. Le-ați văzut pe tocuri cu mini-jupa până aici, de-i se vede mijul așa și... Cu genele alea să moară măsa de... Dacă ai perucă... Era una, avea porumbei, stăteau porumbei pe genele alea și se... Bă, româncile noastre sunt frumoase, frățioare! Jesus Christ! A venit una să înceară un foc, mi-a dat un damp, eu am mai văzut oameni beți. Dar asta părea că Botoșaniu s-a futut cu Dorohoiu. În Brlad. I-am și zis, femeie, s-a stricat ceva în tine, deci fii atent că ceva acolo, ceva moare încet. Am o veste proastă, vreau să vă concentrați un pic și să facem un moment de liniște. E foarte important ce o să zic. Poate unii sunt informați despre ce se întâmplă în România acum. Se întâmplă ceva foarte nasol în România și o să vă zic despre ce e vorba. În timp ce noi stăm aici și bem bere și râdem și ne distrăm și așa, o mare nenorocire se întâmplă fix în momentul ăsta, și anume Elena Udrea a fost arestată. Nu știu dacă ați aflat. Ce oameni! Ce oameni! A doua oară, pentru cei care a ieșit și a intrat. Au prins-o în Bulgaria, dacă nu știați. Bă, cât de lei, mă, în Bulgaria. Nici n-a intrat bine. Era imagine cu ea, stând pe un scăunel așa, cu telefonul în mână, cred că se juca Candy Crush, cu măscuța pe rai și o imit așa. Wow. Ești arestată, căcată, eu... Mergeam în Grecia. Cum pula mea să fugi în Grecia, ești tâmpită? Eu mor pe interlopii care fug în țări calde. Bă, ai dat un tun de 10 de milioane de euro și te duci în Punta Cana, în Maldive, stai la mojito pe șezlong. Ești prost, acolo te caută prima oară. Acolo unde-i cald și frumos. Interpolul ia o hartă. Punta Cana, încercați acolo. Am prins 6, incredibil, bă. Nu se învață minte. Maldive, 18, fantastic. Ești nebun la cap, fantastic. Bă, fii interlop inteligent. Nu vrei să te prindă nimeni? Du-te în pula mea în Zimnicea. Cine te caută în Zimnicea? Păi din Zimnicea pleacă lumea, nu vine. Și dacă te vede cineva în Zimnicea la o cafea, ia uite-o pe Elena Udrea. N-are ce să caute aici. Sigur e în Grecia. Du-te, bă, în țările nordice, du-te în Antarctica. Te caută poliția de România în Antarctica. N-au bani de haine groase, vai de capul lor. Voi n-ați văzut că ei nu ies din mașină iarna? Treci pe roșu, îi doare în penis. Îi fric. Ne vedem noi la vară, Ilfov 64 BRD. Te-ai văzut că te opresc vara cu exces de zel. Dar ce-am făcut? Nu mai țineți minte, domnul Mihai, în noiembrie? Ce-ați făcut? Tu te, bă, ca interlop, fugi în Antarctica.
Ați auzit vreodată din interlop prins în Antarctica? Să stați acum, vă ceți acasă și vedeți Digi24 Breaking News. Prințul bancomatelor a fost prins în Antarctica. Trupele speciale antartacene au descins la 6 dimineața în igluul muistului. După ce i-au topit ușa cu respirația lor și l-au încătușat pe nenorocit după ce a trecut de 6 pinguine de etnie romă care și-au ridicat penele și le arătau pizza la mascați așa. E proastă rău. În același timp, stați liniștiți că au vorbit și băieții, v-au zis doar foarte puțin despre treaba asta. Războiul nu vine în țara noastră. Și dacă vine, ăia nu trec de Valea Oltului. Noi nu trecem de Valea Oltului. Și suntem de acolo. Ăia nu știu ce e ambuteiajul. Hai, Putin, mânca mea e pula, să stai bară la bară așa. O să fie, hai, diplea! Ce pizdeț se întâmplă în față? Ce pidaras facem, blea? Să sune caporalul, unde ești, blea? Mi-a arătat oazi 16 ore până în capitală. Nu cred că ajungem. Cad și pietre, cad și pietre. E atât de proastă infrastructura la noi în țară, încât în cazul unei invazii ai timp să fugi și să te întorci dacă ai uitat ceva. Și o să fie român la graniță, aoleu, laptopul, du-te, du-te, că-ți la Râmnicu Vâlcea, că mă ies de acolo. Dacă invadează Moldova sâmbăta, aia o să aibă o mare surpriză. Când o să vadă toți moldovenii aia țapăni, ieșind din șanțuri, așa ca întoarcerea morților vii. De o să fie rușii. Blea, nu trage că ăștia-s morți deja. Ce-i bă cu tine? Hai du-te în pizda. Și o grămea de moldoveni ieși de la poartă așa. Trageți în soacră mea, trageți în soacră mea. Futu-i crucea mamii, că nu mai moare, bă! Nu mai moare! Invadează-o pe nenorocita aia bătrână. Ne invada și ea nouă căsnicia. Aia nu trec de Craiova ca atâta fier în tancuri, ascultați-mă. Am încredere în puradeii noștri, mâncarea arpulicica lor. Aia n-au văzut ce înseamnă țigan mici. Când o să iasă al meu așa mâncața și pula ta în șlapi, la poartă, dezbrăcat de la jumate cu o burtă de-aia umflat așa, și o să zic, aulă! Tu-te-n pula mea cât fier! Gianni, mi-a răspuns Moș Crăciun la scrisoare, ești prost la cap? Își ia fratele tău scooter! Ca termitele în timp real, nu o să aștepți ca Igor să se pișe. În timp ce merge cu tancul, e dezmembrată în pula mea în timp real. Eu să rămân ăla cu volanul și scaunul așa. Unde-i pidaras? Și o să fie un țigan așa. Vrei să ataci? Vrei tanc? 6.000 de euro, e ținut în Germania de o bătrânică în garaj. A ieșit doar la biserică, dar bum bum și a plecat. Și dacă ajung totuși la Constanța, nu ne scapă prea fericitul Teodosie Mâncaia și barba lui. Acel Aquaman de România, l-ați văzut cum se urca pe cisterne și sfințea apa, era rap, rap! Te sfințesc pe tine, o sfințesc pe măta!
Mai vrea cineva să fie sfințit. Și erau babele alea ca niște majorete bătrâne. Erau Teodosie! Aproape că îl respect. Ăla e gangsta, motherfucking shit. Eram într-o zi în casă, m-am pus în cur și am început să râd și să plâng în același timp. Mie nu venea să crezi ce a zis omul. Era amuzant, dar trist. Că l-au întrebat reporterii, sunt foarte multe cazuri de COVID în România, mai ține slujba? Și el a zis așa, știți de ce sunt atât de multe cazuri de COVID în România? Și el a zis, de ce? Că le numărăm. Du-te! Nu m-am pus în cur. Am vrut să plec din țară, deci în momentul ăla îți fac un bagaj și mă duc. N-avem nicio șansă. Dacă stai să asta la televizor și n-a pățit nimic, n-a pățit nimic. Adică le numărăm și a plecat reporter așa. Are dreptate. Au zis și colegii mei despre religie, nu o să vorbesc despre religie, îl respect pe Dumnezeu, e important să-ți respecti religia. Cu Dumnezeu n-am nicio treabă, adică în sensul că eu nu mă bag în treaba lui, el în treaba mea. Deci suntem numai relația la distanță, cam. Nu mă rog la Dumnezeu, că mi se pare o aroganță să te rogi la Dumnezeu. Cine căcat te crezi, bă? Deranjezi tu dita entitatea cu căcaturile tale. Da, du-te, drept. A făcut lumea în 6 zile, bă. A făcut aricii. Tu ce căcat ai făcut, Paul? Stai tu în chiloții tăi, Hugo Boss, Doamne, dăm, Doamne, fă-mi. Da, dă-ți și fă-ți. De asta ai două mâini, ai două picioare. Da, Dumnezeu ți apare în vis vreodată să-ți ceară 1 milion? Niciodată. Că, bă, Paul, am și eu probleme... Dă-i și mie 1 milion, ți-i dau la bobotează, și că atunci am mulți bani. Dacă ne-a făcut după chipul și asemănarea lui, înseamnă că eu sunt făcut după chipul și asemănarea lui. Deci, el este ca mine, deci mahmur de multe ori. Dacă-l prinzi mahmur. Fiți când te rogi tu, a avut o noapte grea. Și-ți dă contra ce ai cerut. Dacă are simțul umorului. Dovadă sunt girafele. Girafele erau cai înainte. Dar le-a mâncat în cur pe unele să zică ce aș linge sus acolo la copac. Dita gât. Putea să facă pomii mai jos? Putea. Dar n-a vrut, că-i mahmur. Dacă Dumnezeu e cam bancul ăla de unul a vrut pula până la pământ și ia te-a picioarele, ai grijă cu aia. Nu mă tem de chestii pe care nu le pot vedea. E mișto să crezi în ceva, e mișto ca și conștiința ta să se ancoreze după ceva. Înțeleg, dar nu mă tem de lucruri pe care nu le pot vedea. Primim pe Instagram niște mesaje de la niște doamne în vârstă care au zis, diavolul o să vină să te ia. Și am zis, baftă, dacă trece de nevastă mea, mâncaia și păsărica ei. Deci dacă diavolul trece de femeia aia din bucătărie supărată acum la ora asta, zic, hai, diavol, ia-mă dacă mă las. Eu nu pot să ies afară cu oameni pe care îi cunosc. Eu nu pot să ies la o bere, dar pot să plec în iad. Vine după noi, ești prost? Diavole, ești prost? Ia du-te și întreabă, hai. Dă-ți copitele jos, că nu intra în călța, că te mănâncă. În bucătăria aia. Plec cu tine, uhu! Mă tem de chestii pe care le pot vedea. Mă tem de ANAF. ANAF-ul vine peste tine, fiind că vrei tu sau nu. Oricât te-ai rugat, te lase pace. Nu îți ascultă rugămințile. Din contră, îți trimit plicul ăla pe jumate cu negru. Zici că a murit măta când te uiți la el așa. Pe jumate doliu, așa. Zici, aoleu, a murit mămica. Ha, nu, e ANAF-ul, e mai grav. Asta o să dureze mult. De
ce plătiți taxe în țara noastră? Mă obsedează treaba asta. Când voi veniți din Anglia, după ce ați muncit o grămadă, veniți în țară să vă vizitați rudele, să vă vizitați casa, plătiți o vinietă pentru că folosiți drumurile pulii care fac ca toți draci așa. De te întreb, bă, ce s-a întâmplat? A salivat cerul radioactiv, ce se întâmplă? De o să vină rușii și o să zică, coaie, noi am bombardat aici? Trebuie să ne facem un plan. Trebuie să notăm unde dăm. Asta nu pare crater făcut de noi, deci asta. E un mega imaj construit aici, asta e vechi. Hai să le umplem gropile, că îi futem. De ce căcat plătești rovinietă? De ce plătești taxe de pod? Ba, pod? Autostradă făcută din banii tăi, dacă să o folosești, trebuie să plătești. Ca și cum ți-ai luat apartamentul, dai taxă de bucătărie. Vrei să intri în bucătărie? Da, 13 lei jumate. O să stai în balcon, da, bucătăria. Te duci până la Constanța, treci de fetești, 13 lei jumate. Când te întorci înapoi, alți 13 lei jumate. Că ești gândit că tu te muți la Costinești. Tu ți-ai luat familia și acolo rămâi. Când treci înapoi, îți mirați. A, căcat, te duci înapoi acasă. Da. Dar sunt o grămadă ca tine, incredibil. 13 lei jumate. Păi am mai trecut toată. A? Singura taxă care o să funcționeze la noi în țară o să fie taxa pe pula mare, credeți-mă. O să o plătească bărbați, o să stea bărbați la coadă, deși nu se încadrează. O să vezi mii de bărbați care o să stea așa, da, tată, în sfârșit. Și sute de femei râzând, ce cauți mă acolo? Tu te dracu, Mircea, ne faci de căcat și la oamenii ăștia. Arigato, Eganesa, iară. Arigato, arigato. Ce om, ce-mi place bărbatul ăsta, bă. Trebuie să pun taxă pe el. Nu mai pot cu taxele. Mor, mă frământă treaba asta, să moară măsa dacă nu. Trebuie taxe pe tot, pe tot, tot. Ai profit la firmă? Taxă pe profit. Vrei să scoți banii? Taxă pe scoți banii, pe-s banii mei. Ba. Vor să fac o lege, ăia de țipam noi la început, ăia vor să fac o lege dacă ajung la putere, cum că dacă ești bogat, plătești mai mult decât dacă ai fi sărac. De ce? Că are de unde, are de unde. 19% dintr-un milion de euro sunt 19% dintr-un milion de euro. 19% din 3.000 de lei sunt 19% din 3.000 de lei. De ce ăsta să plătească 48% care are doar un milion de euro? Pentru că are de unde, futul în gură. Și aici trebuie să vă panicați, fetelor, că o să se bage taxă pe țâțe mari. De ce? Că aveți. Aici sala s-a împărțit în două. Astea cu țâțe mari au zis, misoginu, dracu. Astea cu țâțe mici erau să le impoziteze, dă-le, dracu, de nenorocitele, dracu. Mă doare ce o să zic acum, dar din păcate suntem o planetă condusă de bărbați. Până o să se schimbă lucrurile, asta e. O să vină acele vremuri, dar până atunci ne plac țâțele mari. Din păcate, când vii la un interviu de angajare cu un decolteu, ăla e așa. N-am experiență. Las, că căpătăm noi. Așa-i viața. Viața e nedreaptă. Suntem animale. Bărbatul e animal. Noi nu căutăm pe Pornhub țâțe inexistente. Vreau să aibă spate și în față, asta îmi doresc asta. Cauz big tits, huge tits. Coaie cât tits. Îmi pare rău că zic lucrurile astea, dar așa se întâmplă. Vorba lui Hagi, ești urâtă și ai țâțe mari? Nu ești urâtă. Omul a zis-o, jur, n-am inventat-o eu. Ia lui. Pe aștept, fetelor, să conduceți planeta. Să ne întoarceți sute de ani de idei preconcepute și de misoginism. Atunci când o să angajezi un bărbat, să zice așa, ia să-ți vă pula, arată-mi pula. Ia să văd ce salariu meriți. Oh!
Se pare că nu mai trebuie mărire, băiatul. Să tremurăm când venim acasă, te-a angajat. Nu m-a angajat. O interesa doar pula, îți spun. 16 ani de medicină s-au dus pe pulă, la propriu. La propriu. Nu ne-ar conveni. Nu ne-ar conveni. Nu-mi place pula mare, urăsc pula mare, serios. Da, nu mă... M-a traumatizat unul astăvară. Astăvară eram în Olimp cu nevastă mea, steam pe șezlonguri așa, ea dormea și eu mă uitam în gol. Și l-am văzut pe un nenorocit la vreo 50 ceva de ani, cu Dita Cardahanu handicapat, în slip. Bă, în slip. Ăla nu se îmbrăcase, ăla școlantase pula, asta făcuse. Că se vedea. Slipul nu ascunde nimic. Umbla, uite așa umbla pe acolo. Venind la noi la șezlong, s-a uitat în ochii mei așa. Și a zis, unde găsesc porumb pe plaja asta? Zic, du-te, dracu de nenorocitul, dracu. Ai dita popușoiu, băi, handicapatul, dracule. Zici că te-ai pișat în Cernobâl. Du-te, dracu de aici. Eu nu am crezut că l-ai penis. Eu am crezut că are un copil în borsetă. Deci mă jur pe mamă. A și plecat, a făcut dâră prin nisip, nenorocitul, dracul. S-a trezit și nevastă mea, ce s-a întâmplat? N-ai tu treabă cu ce s-a întâmplat aici. M-am visat eu urât în timp ce tu dormeai, asta s-a întâmplat. Ia de ce e dâră asta în nisip? A trecut unul cu un șezlong cu un singur picior, aia, că n-a mai găsit șezlong. Traumele într-o familie nu se împart. Dacă eu am complexe sau mai știu ce căcaturi sau mai știu și așa, nu se împart. Adică nevastă mea n-are aceleași complexe de inferioritate, căcaturi ca și mine. Nu. Avem 10 ani, ne știm pe de rost. Acum facem dragoste tăcut. Nu știu dacă pățiți asta. Mai suntem cam primii 4 ani încă faceai, dădeai drumul la drujbe prin apartament. Dădeai cu picioarele în vecini. Du-te mă că mă duc să mă fut cu nevastă mea. Ochi în ochi așa. Zici că dezamorsăm bombe, să-mi bapă la deci. Zici că fac dragoste doi geniști, așa e. Zici că îi sparg seiful, că ascult, știi? Acum am reînceput să punem muzică, dracu, că în tăcerea tu ți-auzi gândurile, aia e nasol. Mă uitam în ochii ei și am zis, tu ai plătit telecomul? Voi râdeți, dar ea n-a râs, că era, aoleo, am uitat total. Aia e, ne taie. Femeie fantastică, avem bani la comun. Să aplaude oamenii care au bani la comun, doar cuplurile care au bani la comun, da? Felicitări. Nu ați scăpat de o problemă? Este chestia japoneză, serios, în societatea japoneză, ea ține bani, el se luptă, harakiri, sushi, ce fac ei? Na. Dacă citești Shogun o să vezi, ea e cu bani, el cu așa. La mine e la fel, noi trăim în societatea japoneză, se pare că așa a decis ea de comun acord cu Raiffeisen Bank. Eu n-am fost chemat la acea ședință, nu m-au sunat, cred că m-au șters. În loc de Cătălin, oricum era numele de familie, au scris Livia. Mult mai bine. Acum și merg bani. Îi cheltuie, de-am impresia că banii o caută noaptea. Când eu dorm, banii sunt așa. Unde? Livia, vrem să vedem lumea, nu mai putem. Ne ține muistul de 6 ani în cutia asta de Adidas, nu mai putem. Vrem să mergem în Germania. Te zici că eu aduc bani de gât, așa aduc milioane răpite. Haideți la cutie. Economisiaș pe mătas, o economie.
Deci eu acum fac o chestie, intru în bucătărie, eu văd o țigară în corțul gurii așa și zic că îmi dai și mie 10 milioane. Și ea se uită la mine și zice, dar pentru ce-ți trebuie? Și eu zice, mă blochez, că eu n-am învățat toată lecția, știi? E ca în liceu, tu știai Mihai Eminescu, dar în ce an s-a născut? Dar ce-ți trebuie? Dă-mi așa, să-i văd, îi pup și eu... Îi arunc înapoi, un fel de cash and release, așa, știi? Și cu o țigară în colțul gurii, așa, dacă mi-i dai înapoi, deci eu... Eu am ajuns să mă împrumut de la mine, deci eu am ajuns... Eu trăiesc un paradox. Dr. Jekyll și Mr. Hyde, așa suntem, știi? Eu intru în bucătărie și ai ca un recuperator, așa, că nu-mi dai bani înapoi. Și eu intru în joc, e pe 15, să nu se mai întâmple ca data trecută. Îți stă bine, Cătăline, cu 10 degete. Merită tot ce mai bun pe lumea asta. Vara trecută, că vine acum, vara trecută a strâns bani din banii mei, a strâns bine. Tot respectul pentru ea. Și a cumpărat mașină. Merită tot ce mai bun pe lumea asta. Orice femeie de aici merită tot ce mai bun. Nu mă plâng, dă-i dracu de bani. Bani mai faci, vorbesc serios. Când te plângi de bani, atunci pleacă. Serios vă zic, dă-i dracu de bani. Să fie ea fericită, bă. Aia. Nu mașina e problemă, carnetul e problema. Eu nu credeam că le ia. Făcea școala de 5 ani de zile. I-am avut impresia că își dă doctoratul la automobilistică ceva, știi? Aprofundează bușia ceva. Să ajungă să opereze pe motor deschis, știi, la un moment dat. Nu mai lua. Și eu știu de ce nu lua, că am fost la niște ore de condus. Iam linie dreaptă, rupea. Deci nu, băi. Și mai zicea instructorul, face stânga. Domnișoară, nu face stânga? Toată lumea face stânga. Ce e dracu' la stânga aia, mă, mâncată gura ta? Hai la dreapta, că e aici. A luat! Nu mă așteptam! Da, da, 5 ani de zile! Era același lucru, era ziua cârtiței. Ea se cobora dintr-o mașină, întâi pleca cu el, ce-am du-te cu domnul, că nu cred că te ține mult. Se întorcea înapoi plângând și făcea, prostul dragă! Am făcut tot bine! Și eu eram așa, știu! Domn polițist, urât din partea noastră. Urât. Și acum, după 5 ani, te obișnuiești. Se coboară din mașină, nea. Și zic că ăsta e atac cerebral, gata, așa rămâne. Așa rămâne, așa o să fie. De acum încolo fie nea. Dar o ții la casă, nu, că nu divorțez, că o iubesc. O hrănesc, o spăl, o scor la Reverion. Că face frumos, știi? La 12 noapte fac ea. Nea. O închiresc pe 1000 de euro, ce căcat. Urât, da, nu. Și făcea așa cu o gârtie. Am luat, prostule! Eu m-am panicat să mă rămâs. Deci m-am uitat la poliție, s-o lăsa, astăzi sunteți nou? Bă, da, serios, dar voi nu vorbiți între voi? Cum dracu' l-ați dat? E ziua ta? Pula mea, e ziua ta, zi! S-a căzut din buzunar, l-a luat, vezi că e la ea. Și nu mă cac pe mine, dar era să mor. Când a luat mașina, a mers la părinții ei și a condus ea. Inițial am zis, hai conduc eu, că tu ești la început, ai lămâița așa. Ne. Tu nu mai pup volan. Deși eu pupam volanul până atunci. Era să mor. Și nu exagerez. Curbă, fără vizibilitate în pantă, linie continuă, tir în față. Ea dă semnal stânga. Momente care coițele mele au venit la ureche aici. Și erau, stăpâne, ne cerem scuze pentru puțulică, s-a pișat puțin pe cracul stâng. Dar știi că e mai proastă, nu reți. Tu vezi semnalul ăla?
Zic că-l văd. Și ce facem? Îi zici ceva acum și murim mai încolo că te ceartă sau taci și murim acum? Și-a plecat. Nu mă, el aia așa, avea planeta la volan, nu era... Și zic, bă, puțulică, vezi că ai dat din greșeală cu cotul, cred că... Și a zis, nu, 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 nu e nicio greșeală. Depășim noi! Zic, să moară măta dacă eu depășesc, să-mi bapul ăla, că am fost la ședința asta, eu nu depășesc. Ia-ți jumătatea de mașină și du-te dracu la stânga ta dacă vrei să... Acum faci stânga, păca mea, ștula! Eu rămân în dreapta, aici stau, o tăiem, o tai eu cu fierăstrău în timp real, îți iei stânga, depășești, eu în dreapta stau aici, eu am X, box 5, să-mi bat pula. Eu am pentru ce trăi, am PS 5, bat pula, du-te, depășești, eu nu depășesc. Am Call of Duty, căcat, nu-mi pare. A tras de volan, nu l-a tras, a aruncat volanul în stânga așa. A făcut pa! Și a intrat în depășire, doar că n-accelera. Deci n-am mai văzut în viața mea așa ceva. Eu am crezut că suntem într-un film cu proști. Deci stăteam paralel cu tirul. Deci eu mă uitam la șofer aici, eram... Ăla era așa, ce faci, coaie? Merge la Măcin, voi la... Și zice, de ce n-accelerezi? Dar eu știu, apar, nu știu. Cred că are un picior mai scurt, n-ajunge până... Bă-l vedeam! Îi vedeam părul din nas să moară în măsa. Îi simțeam maliția omului, îi simțeam tot. Și zic, dă-te înapoi, dă-te înapoi. Și ăsta făcea, dar tu știi că mori? Da, știu. Vrei să deschid ușa, intră la mine? Din celălalt sens, de pe contrasens, alt tir. Ăla când m-a văzut, făcea la mine așa. Ce faci, coaie? Eram tu, ești prost în pula mea, uite mâinile mele, nu conduc eu. Ăsta făcea, stai că îi dau prin stație. Coleguțul nu conduce el. Suntem de jumătate de oră aici. Și că mori, a zis și ăsta că mori. Bă, și mă așteptam că a văzut, n-avea cum să treacă în față, nu, era imposibil, că de știi că la depășire trebuie să ții un avânt, de asta ea nu accelera, că nu putea. Și mă așteptam să încetinească, să se bage înapoi, în spatele tirului, să o luăm de la capăt, iarăși, și faci coaie, uite, bine, na. Nu, a dat alt semnal stânga. Zic, bă, mâncați-și gura ta, asta ea. Asta e o chestie mentalistă, ceva, că te învață în 5 ani de școală, știi, te învață de astea. Dacă dai două stângi, îl hipnotizezi pe ăla din față și face și el stânga de pe contrasens, intră în tirul ăsta, se fac căcat amândoi, flăcări, fum, foc, și ea care prin foc, așa ca un vin diesel din Măcin, face azi mor, dar mor interesant, să moară măsa, pe azi. Nu! Vă jur pe cea mai sfânt, s-a dus pe un câmp. Deci a tras de volan, s-a dus pe câmp. Printre popușoi, noi eram acolo. Știți când vedeți pe National Geographic cercurile alea din lanurile? Că au venit extraterestri? Pula, nu, era una care a făcut stânga în continuu. Și sunt cercetători. Cred că a venit o rasă inteligentă de să ne dea un mesaj. Nu, pula mea, nu. Livia, nu e... Între popușoi pe un câmp așa, noi, a pus și pavarii. Să nu intre prăjitorii în ea, știi că e urât. Câte cazuri nu s-au întâmplat, că intră prăjitorii în tine, că nu te văd. Faci amiabilă cu ăla care prășește, îi fuți prașa, e... Ai cascul la prașă, n-am cascul, te e futai. Și nu știu dacă vi s-a întâmplat, băieți, vreodată în viața voastră, ca iubirea vieții tale să facă un căcat sinistru și tot vina ta să fie. Deci eu am crezut că mă spânzură de brădulețul ăla de la, știi? Că se uită la mine și zice, știi ce ai făcut, știi și tu. Zic, da, n-am condus eu, că ți-am zis că vreau. No, tu ești agresiv în tăcere, bă. De acasă, te vedeam cum, bă, pui frână. Ce pula mea pui frână, mă?
Și aici s-a întâmplat o minune. Trebuie să-ți respecti femeia, pentru că femeia e mult mai inteligentă decât orice rasă din universul ăsta. Câștigă într-o situație de criză cu un argument compus din cuvinte mega simple. Și anume, se uită la mine și zice, relaxează-te, gata. Eu care tremuram tot așa, pișat pe stânga. Ce tremure așa? Și zic, păi era să murim. Și am murit. Bă, ăsta e momentul în care... Gata! Eu nu înțeleg cum voi nu câștigați președinția peste tot planeta. E fantastică. Fetele care sunt într-o relație știu. El are o anumită privire când urmează să facă un căcat. Când urmează să facă un căcat, ori amuzant, ori să facă o prostie ca un copil, ce e, e o privire anume, nu? Când se întoarce la tine așa. Băi, la început o relație nu, nu știi, nu vezi, dar după câțiva ani de zile îl simți pe prost, îl vezi. Ai update-ul, știi? Ai update-ul pentru fiecare privire. Asta e privirea de se piș aici acum. Eu fac, soției mele, ea știe privirea asta, când urmează să fac o glumă de căcat, ultima oară, penultima oară, de fapt, ne-a oprit poliția, că asta iarnă trecusem de un cedează și de-abia acum m-a oprit. Oh, chiar nu făcusem ceva, m-a oprit, era unde asta, de control de rutină, dar mi-au făcut două puncte pentru că ăla venea spre mine așa, spre geam, și eu mă uit spre nevastă-mea așa. Și aia facea din ochi. Nu. Și era o discuție silent, știi? Adică ea spunea, hai bă, hai să ajungești noi acasă. Și eu eram, hai bă, fac și o glumă, serios, faci o glumă, dai polițist, așa și mă omoară. Treaba ta, bă, treaba ta. E treaba mea. Și când am venit ăla, am deschis geamul așa și am zis o porție de cartofi prăjiți și un hamburger, vă rog. Bă, voi râdeți că sunteți de treabă. Ăla s-a blocat. Și nevastă-mea care a făcut, vă rog să-i luați carnetul, vă rog din suflet. Vă rog să-i anulați botezul, luați și certificat de naștere. Ăsta n-are permis de om, domn polițist, ăsta nu are permis de om. Ia uite cum stăm noi ca proști. Acum să zici tu că ai glumit, că vai ce comediantul curului ești tu. Mi-a dat amendă, vorbesc serios. Fuck it! Sunt două femei. Am mai zis de bunica. O să fac o mică paranteză cu bunica. Nu știu dacă ați văzut-o, că a fost la Ai Umor. Da? Vreau să vă zic ce s-a întâmplat de fapt acolo. Ăștia de la Antena... Nu s-au dat la televizor lucrurile astea. Ăștia de la Antena au trimis 3 reporteri acolo. Care trebuiau să stea vreo 3 ore jumate, cam așa. Până să filmeze. Și mi-a zis bunic mea așa, am scos 2 litri jumate de V33. Țapeni erau! Deci dacă observați, se mișcă camera un pic așa. Dar știți de ce? Că ea e mică, e una al unchii mea acolo, că crește bunic mea, care ținea trepiedul, că ei erau... Și făcea, ce crucea mă se-au trimis mă, de la Antenă, bă, nu țin bă, la băutură, 3 oameni, 2 litri jumate, nici nu cum să împart. Și i-au trimis niște glume de roast, i-au trimis. Și ea făcea cu foile alea, ce-i crucea mă, tine? Vrei să vorbesc căcaturi despre nepot? Da. O, tu, crucea mă, din mincinosul, drept. Și lumea nu mă crede când am vorbit despre Aspazia, dar chiar asta nu s-a dat la televizor, era doar în platou acolo. Chelu se uita un pic circumspect așa la bunica mea și la un moment dat Chelu a întrebat-o, doamna Aspazia, Bordea a fost violat vreodată în viața lui? Și bunic mi-a zis, nu mai eu știu câte cerceafuri am schimbat. Pe momentul ăla Chelu a făcut așa, acum înțeleg tot, frate. Acum mi se leagă multe, să moară mâta. Absolut fantastică.
Livia încă nu e ancorată cu ea foarte tare, pentru că Livia e un altfel de om. Dovadă, când eram în mașină și s-au făcut 7 ani de când a murit bunicul meu și Moldova se dezgroapă mortul la 7 ani. Măcin nu. Eu nu i-am spus Livie de această practică. Și mă sună bunicul meu și face, vii bă, că-l dezgropăm pe-l bătrân. În care, la momentul în care nevasta s-a dat mie așa, întorci pe partea cealaltă. Că te dor oasele după 7 ani. Stai să mă, că atâta mai ești. Schimbăm abonamentul, că e încă pe Conex. Mare semnalul bun. Bunic mea care a auzit-o că e acolo și făcea liviuță, strimi craniu să faci veoză. Doamne ferește, Doamne ferește. Dar cine căcat a inventat tradiția asta în Moldova? Să dezgropi mortul la 7 ani. O femeie cu un bărbat, dacă îi moare nevasta, nu deranjează, că la nu-i tâmpit. Mergeți la o mormântare unde e un văduv. E așa. De ce? Nu știu dacă doarme sau... Nu știi cu ea, nu știi cu ea. Ia dracu. Dacă se întoarce. Lasă! Sunt sigur că acum 2000 de ani o femeie era prin cimitir așa. Fă-te în gură, Andrei. Nu sun, nu mi-apar în vis. Ăsta nu e aici, părinte, ăsta a ieșit ca cârtița, ăsta fute pe undeva. Să-l văd eu! Să-l văd! Și eu fi zis, bă, că l-a dezgrobat pe săracul om. Ah, ce-ai slăbit. Și vă mulțumim frumos, oameni buni, că ați fost cu noi în seara asta. Și vă rog, încă o dată aplauze pentru Mane Voi, care a fost aici pentru voi. Aplauze pentru Slana Mariane! Și aplauze pentru voi, sunteți absolut minunați și vă mulțumim din tot sufletul. Doamne ajută! Pa!